Administrația locală a sprijinit sportul, în special în ultimii 5 ani, și rezultatele s-au văzut. 3 dintre echipele gălățene au urcat pe podium, iar orașul de la Dunăre se află pe locul 2 în țară la numărul de echipe de pe prima scenă. Anul ăsta deja este târziu. La anul, când se va construi bugetul pentru 2018, se va ține cont de lucrul acesta, așa cum trebuia ținut cont, dar sper că la rectificare se îndrepte lucrul acesta, pentru voucherele de vacanță. Un lucru e atât de dorit de către salariații care lucrează în sistemul bugetar. Revenind la sport, noi am alocat în fiecare an, în mod deosebit, cluburilor cu performanță. Și Galațiu, nu că suntem noi gălățeni, chiar are performanță. A excelat în multe, multe ramuri sportive. Deci la basket suntem unde suntem, la volei suntem unde suntem, nu? Unde mai vreți? La futsal vicecampion. Futsal vicecampion, ce durere în suflet că ați fost cât în sală să pierzi aceea al cincilea meci. Revenirea oțelului nu poate fi decât benefică pentru iubitorii sportului din orașul de la Dunăre. Consiliul local va sprijini formația suporterilor. Am mai văzut stadionul de pe timpul când jucau oțelul și devenea atât de plin. Așa de plin, exact la asta mă rog. Cred că a fost 10.000 de oameni. Ce? Și nu mai plecau după stadion. Doamne, nu poți, n-ai altă variantă decât să te bucuri și să te mândrești că ești gălățean. Și cu siguranță Consiliul Local va susține echipa oțelului. Am convingerea, toți colegii. Galațiul este un oraș în care sportul se află la loc de cinste. Acest lucru se datorează atât oamenilor de sport, cât și administrației care susține aceste echipe.